Criza, recesiunea din 2008 se poate întâmpla încă o dată? Hai să vorbim puțin despre ceea ce s-a întâmplat în realitate în 2008 și ceea ce a cauzat recesiunea. Înainte de a putea vedea dacă suntem într-un pericol real de a se întâmpla asta din nou, imaginați-vă că mergeți pe stradă și vedeți o clădire mare în foc. Incendiul a izbucnit într-o singură cameră, dar s-a extins rapid în întreaga structură, făcând ca aceasta să se prăbușească la pământ. Acest lucru este similar cu ceea ce s-a întâmplat în criza financiară din 2008. Criza a început cu piața imobiliară, în special cu creditele ipotecare de tip subprime. Creditele ipotecare au fost împrumuturi acordate persoanelor cu scoruri scăzute, care în mod normal nu s-ar fi calificat pentru o ipotecă. Aceste împrumuturi aveau adesea rate ajustabile, ceea ce înseamnă că plățile lunare puteau crește de la o lună la alta după o anumită perioadă de timp. Piața creditului ipotecare subprime a explodat la începutul anilor 2000. Toată lumea care nu își permitea în realitate începuse să ia un credit subprime și a contribuit major la criza financiară din 2008. Măncile au ambalat aceste credite în valori mobiliare și le-au vândut investitorilor din întreaga lume, creând un sentiment fals de securitate și stabilitate a pieței. Toate acestea, pe măsură ce tot mai multe persoane cu credite ipotecare de tip subprime au început să intre în incapacitate de plată, valoarea acestor titluri a început să scadă. Acest lucru a cauzat un efect de domino, ducând la prăbușirea marilor bănci de investiții, precum Lehman Brothers. Prăbușirea Lehman Brothers a fost rezultatul unei purtuni perfecte din pricerea mai multor factori. Dar principala problemă a fost asumarea excesivă a riscurilor și lipsa de lichiditate. Lehman Brothers avea o cantitate mare de active în bilanțul său, dar multe dintre aceste active erau greu de vândut pe o piață în de declin. Acest lucru a însemnat că Lehman Brothers nu a fost în măsură să strângă banii de care avea nevoie pentru a-și îndeplini obligațiile financiare. Când investitorii și creditorii au început să-și piardă încrederea în Lehman Brothers, prețul acțiunilor băncii a început să scadă semnificativ și a devenit din ce în ce mai greu pentru bancă să strângă fonduri pentru a rămâne pe linia de plutire. Pe 15 septembrie 2008, Lehman Brothers a cerut oficial falimentul, declașând o panică pe pietele financiare și exagerând criza din ce în ce mai mult. Practic au pus paia pe foc. O chestie interesantă despre criza din 2008 a fost că a fost atât de grav încât a provocat o scădere a activității economice la nivel global, ceea ce a dus la o scădere a emisiilor de carbon. Deci a fost și criza din 2008 o chestie bună prin scăderea pentru că a dus la scăderea emisiilor de carbon. A fost prima și singura dată în istorie când s-a întâmplat acest lucru. Știu, acum râdem, dar atunci nu a fost de răst. Mai mult, recesiunea din 2008 a avut un impact de durată asupra pieț pieței muncii. În vârful cri Crizei, Statele Unite aveau o rata șomajului, un an employment de 10% în octombrie 2009, și mulți lucrători au fost nevoiți să ocupe locuri de muncă care plăteau mult mai puțin decât erau plătiți înainte. De asemenea, recesiunea din 2008 a dus la schimbări în sectorul financiar. În urma crizei, guvernele din întreaga lume au pus în aplicare noi reglementări și mecanisme de supraveghere pentru a preveni o astfel de criză. Să se mai întâmple încă o dată. Criza financiară din 2008 a fost și un semnal de alarmă pentru întreaga lume și un memento al importanței reglementării și supravegherii în sectorul financiar, în special asupra băncilor. În sine, o poveste a lăcomiei, a practicii responsabile de creditare și consecințele pe care acestea le au. Și chestia e că lăcomia nu vine doar din perspectiva băncilor, dar și din perspectiva oamenilor, pentru că au încercat să își asume ceva, ceea ce în realitate nu ar fi putut să își asume. Ori. Acum, având în vedere problemele economice pe care le avem și inflația și toate cele și probabil o să înceapă cu quantitative easing la un moment dat, în sine toate acestea nu pot provoca o recesiune ca cea din 2008, nu una asemănătoare, dar pot contribui la destabilizări economice, pot cauza o recesiune mai ușoară, sau o criză financiară. Toate acestea, impactul factorilor, situația nu este suficientă pentru a putea vorbi de o criză. Pentru că atâta timp cât, de exemplu, avem șomajul care este destul de sănătos, aș putea să spun, adică piața porții de muncă este una sănătoasă, aceasta va contracara o criză financiară care se poate instala. Putem să vorbim de o recesiune ușoară, dar în niciun caz comparabil cu 2008 și niciun caz comparabil cu perioada anilor 2000. Asta trebuie să știți despre criza din 2008 și am vrut să fac acest video pentru a încerca să scot din mintea tuturor și în special a care tot fac această comparație cu 2008. Ar trebui să fac un video și despre 2000 ca să explic exact ce s-a întâmplat și acolo. Dar să știți că situația nu este aceeași. Deși istoria poate nu se repetă la fel, dar se spune că rimează, sunt aspecte mai mult economice pe care trebuie să le avem în vedere și nu este suficient să ne uităm că a, inflația este mare, a, dobânda a crescut, gata, crize, recesiune, ne întoarcem la 2008, pică piața imobiliară, cumpărăm imobile că ne îmbogățim. S-ar putea să nu se întâmple așa. Sau gata, ca, exact ca în criza din 2000, să pice bursa 80% și cumpărăm atunci acțiuni și ne îmbogățim. Din nou, s-ar putea să nu se întâmple așa. Sunt aspecte care se pot repeta, dar magnitudinea poate să difere. Cam atât din partea mea, dacă vi s-a plăcut interesant acest video, nu uitați, dați un like, share și subscribe, pentru că mă aștept foarte mult. Pa, pa!